Tragedie după un conflict în trafic. Un bărbat a fost omorât în bătaie la scurt timp după ce ar fi lovit oglinda retrovizoare a unei alte mașini. Un bărbat de 53 de ani din municipiul Bacău a murit miercuri după un conflict spontan izbucnit într-un cartier al orașului. Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 în jurul orei 19:35. Potrivit ziarul de Bacău, conflictul a avut loc lângă o școală și ar fi pornit de la o neînțelegere în trafic. Ulterior, cei doi au coborât din mașini, iar unul dintre șoferi l-a lovit pe celălalt până ar fi căzut la pământ, apoi a fugit de la fața locului. Polițiștii au stabilit identitatea victimei, un bărbat de 53 de ani din municipiul Bacău, al cărui deces a fost constatat de echipajul de ambulanță sosit la fața locului. Ulterior, două persoane au fost prinse de polițiști la ieșirea din Bacău și au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Rezultatele preliminare ale necropsiei arată că bărbatul a făcut AVC, întrucât nu poate fi stabilită o cauzalitate între lovitura primită de la șoferul de dubă și moartea bărbatului. Agresorul nu va fi reținut, în timp ce investigațiile continuă. În cauză se continuă cercetările sub coordonarea parchetului de pe lângă tribunalul Bacău, relatează Digi24.ro.